roche de mireasă, Istanbul. Cam despre asta va fi vorba în episodul de astăzi. Acum suntem la aeroport, gata să decolăm spre Istanbul, epicentrul rochilor de mireasă din punctul meu de vedere. Poate o să-mi iau și eu un costum dacă găsesc ceva fain. Ideea e că suntem destul de obosiți, pentru că nu prea am dormit noaptea asta, dar haideți să vedem cum va fi în acest episod. Așa că am decolat și am stat o noapte acolo și a doua zi ne-am trezit cu forțe proaspete, bineînțeles. Ești pregătit să vezi rochii? Sunt pregătit pentru ziua cea mare. Sunt mega emoționată. Mega emoționată. Și am și așa ca un fel de pressure că astăzi oricum trebuie să-mi iau rochia și în cazul în care vine sunt sigur că o să găsesc ceva ce o să-mi placă. Doar că există pressure-ul ăla și mă face să mă simt așa. Strada pe care am mers se numește Fevzi Pasha Street. Este aproape de centrul Istanbulului și este o stradă plină de magazine cu rochii de mireasă. Uite, mâine de exemplu asta îmi place. Vino să uiți și tu, că așa o zdrăzi foarte mult. Asta îmi place mult. Nu? Și a zis că dacă vreau cu trenă de tașabilă, ce mi-o fac cheie în două zile. Mi-o croiesc trena aia de tașabilă, știi? Nu, asta nu, dar sunt altele care au asta. Vreau să provez un tip princess. Princess. Mie îmi place aia de la ușă de acolo. Aia e cu trenă de tașabilă. Așa. Aia. Aia nu mai zic de acolo, aia e. Bun, hai să începem să nu uităm, da? Ca să pot să-i zic și pe aici să ne aducă. În cazul în care vă întrebați, nu eram atât de emoționată de probarea rochilor de mireasă, cât mai degrabă de tot procesul în sine și anume faptul că trebuie să-mi găsesc rochia într-o singură zi. Foarte frumos. În afara faptului că chestia asta frena. Va fi tăiat. Ce ai în picioare? Nu știu ce s-a bătut, doamne. Adică un toc mai mic sau mai mare decât ai purtat? Ea mi-a zis că eu să merg, dacă eu mi-aleg rochea, o să merg să-mi iau pantofii și mă întorc înapoi în aceeași zi ca să-mi ia măsura, să-mi scutez, știi? Ce frumoasă e asta, nu? E super frumoasă asta. Ce pentru că îmi place că e așa de aia. Știi cum se face la aia? I like this one, because it's puffy. Ia? Pasă de aia în negustări. Și la spate îmi place mult tare asta. Deși confortul e la minus 5. Ce tot poți duce? Ce? Poți să-mi faci o plăcere să o provez și pe aia. Da, 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 le provează pe toate. Da, le provez, o provez și pe aia. Ok, I want to try the
Tetuan. Problemă? Problemă? Nu. Tetuan nu. Aia nu, de la probă cu curată. Nu poate să o dea jos. Nu mă duc să invit de jos. Ah, we can, but you have same? You have same? No same. No same. No same, okay. Okay, I tried the other one, yes. Nici asta? Nu, că zici că nu vrei să o dai jos de pe manechin, probabil. Genul sunt niște modele. Și cum o probezi? Nu probezi, îl ține de reclamă. Gen. Păi și de unde știi? Dacă vrei să o cumperi, de unde știi cum o cumperi? Dar nu o cumperi. Anul de vânzare? Dar aparent nu, nu știu. It's not for sale, this model. Nu, no? Doar așa. Sau probabil tu, în momentul în care ai timp să o refac, o chestie de asta, eu dacă le tine un zi și vrei să... Strada este destul de mare, are destul de multe magazine, așa că trebuie să te uiți în fiecare vitrină și să te asiguri că nu ratezi vreun magazin care ți s-ar potrivi gusturilor tale. În primul magazin am intrat pur și simplu din curiozitate pentru că îmi plăcea ce aveau afișat în vitrină, în cel de-al doilea am intrat pentru că deja le dăduseră un follow pe Instagram, unde au o colecție impresionantă de rochii de mireasă. Princess. What's up? Yes. 1 month ago. How have you? So I want a wedding dress. Yes, I want to. Mama mea, bineînțeles că le-a dat și ea follow pe Instagram, s-a uitat la toate modelele la care mă uitasem și eu și a reușit să vorbească și pe WhatsApp cu cei de la Nidwa. Într-adevăr, în Turcia nu este necesară o rezervare pentru a proba rochiile de mireasă, pur și simplu te duci, te prezinți și probezi rochiile care îți plac ție. I don't want sleeves, okay. Yes. This like you know with the strips. Okay. This model. Okay, know. Something like this. Ah, and the princess. A princess. Mm-hmm. I really love sparkle. Sparkle. Bling bling. Yes. Okay. I want sparkle. Yes. Okay. I don't want something silver. Shiny. Okay. Yes. Funny day in Istanbul. I will not leave tomorrow. After tomorrow. Oh, very short. Yeah, very short. It's today. Today I must buy it. Okay. For you? Okay. Parcă eu las prea mult asta, nu? Prea mult ce? Nice. Okay. I like this one. But something without those? No. It is like this. Yeah. Okay, this one okay. Ah, yes. And this. Okay, I like this. Yes, we will try. And the process. I really like the model, but without those. Pentru că văzusem atâtea poze super frumoase cu rochiile, îmi doream cumva să am și eu parte de toată sclipirea și toată eleganța celor din pozele de pe Instagram, așa că m-am uitat la propriu la toate modelele pe care le aveau în magazin. Un lucru super important pe care trebuie să-l aveți în vedere este faptul că, bineînțeles, rochia voastră s-ar putea să sufere niște modificări la lungime, în talie sau în partea de sus. Oricare dintre aceste modificări pot fi făcute într-o zi, deci nu aveți de ce să vă faceți griji. Till tomorrow? I give you tomorrow, yeah. Tomorrow you give me. Yeah. But okay. Your time is very short. Very short, yes. If that's what I ask. But Yes, sure. What is your size for the pants? 37. Yeah. That one is 6, no? 37.
nu-i fake. A, la spate, nu te strâng la spate. Fake, you can't. Yep. Corset. Only corset, something like this, you know? Uh-huh. Deocamdată aia ai, dar... Pentru că nu m-a dat pe spate nicio rochie de aici, ne-am continuat drumul spre cel de-al treilea magazin, pe o vreme superbă, după cum bine vedeți și în video. Și-o pe aia din spate. Aia din spate. Adică nu cum o să arăt ca un ardeal copt. Hello. So I'm looking for a wedding dress. Yes. But the problem is that I don't want anything here. No. Magazinul acesta nu doar că avea o carmă super, super bună și era o atmosferă super faină în interior, dar și doamnele de acolo au fost foarte nice cu mine și cumva au înțeles exact ceea ce le explicam eu. Ok? Ah, ok. Thank you, thank you. Hmm? Foarte frumos. Superb, mă. Stop. Foarte frumos. Îți place modelul ăsta? Da. Da, ăla. Cred că o să fie mult mai bun. Cred și eu. Știi ce nu-mi place neapărat? Nu-mi place transparența aia. Știi? Dă o linie ieftină. Ieftin, da. Dar în rest, este foarte frumos. Cu ea. So, you know, my mother asked if I can sit. Ok, I will try to sit, yes? Stai. I will hire please. Someone to do this for me, you know? Yes. Yes, please. Ok. Du-te după. Ah, ok. Ah, si. Ah, ok. Ah, ah. Sit. Yes. Ah, ok. Mm. Cum arat fără crinolină? Cum arat fără crinolină? E așa. Plioștită, nu? Da. De ce? Nu, mie îmi place crinolina, asta e perfectă. Asta dă-ți forma, știi? Ok. Now I want to try yes. That one. Ah, sus. Aș să vezi. Ah. Sus, filmează sus. Ok. Dacă vă vine a crede sau nu, faptul că am probat deja atâtea rochii m-a dat puțin peste cap. Nu mai știam dacă aceasta va fi cea potrivită sau nu, așa că mi-am continuat drumul spre următoarele magazine, unde aș fi putut să o găsesc pe cea potrivită pentru mine. Bineînțeles că după nenumărate magazine intrate, vitrine văzute, rochii probate, mi-am dat seama că într-adevăr cea mai bună opțiune era deja probată, pentru că mintea îmi stătea doar acolo, iar absolut toate rochiile pe care le vedeam le comparam cu ea, așa că am zis hai să o mai probez o dată, că poate de data aceasta simt the special emotion sau the special thing pe care eu voiam să îl simt. Eu mi-am găsit rochia mult visată în Turcia, în Istanbul, pe această stradă, ca și buget, căci acesta este ultimul detaliu pe care nu vi l-am spus încă. Rochiile se încadrau, din ce am probat eu, între 1000 și 1500 de dolari. Într-adevăr, pot fi și mult mai ieftine, dar pot fi și mai scumpe. Vă zic doar experiența pe care am avut-o eu, căci la rochii nu se scrie prețul pe etichetă, ci doar întrebând îl puteți afla. Mie mi-a făcut mare plăcere să vă povestesc despre ce am trăit eu acolo și vă aștept cu mai multe detalii pe Instagram.